Este o întrebare care pune problema, de fapt, fiecăruia dintre noi. Părintele Rafael Nurica, în Cultura Duhului, și vă recomand să citiți. Vă recomand să citiți Cultura Duhului. Își pune aceeași întrebare. Unde e duhovnicul? Și în vremea în care n-a prea simțit cu Andrei Andricuț, era la Alba Iulia, a invitat pe părintele Rafael și a spus, doamne, cum să găsim, cum să-i facem pe, mai ales pe teologii noștri, duhovnici buni. I-a chemat pe preoți și a zis, hai să înființăm un fel de școală de duhovnicie. 2 ani și așa mai departe. Și părintele Rafael a zis, doamne, zice, da, înființăm, dar nu se știe dacă după 2 ani sau 3 ani de așa, o să iasă duhovnici buni. Deci erau preoți acolo și părintele Rafael, și cred că acesta este, cum să vă spun, chintesența paternității duhovnicești. Părintele Rafael mi-a spus, vrei un duhovnic bun, părinte? Un duhovnic bun este în ciubotele tale, în bocacii tăi. Tu ești un duhovnic bun. De ce? Ești un duhovnic bun pentru că lucrarea nu este a ta, ci este lucrarea lui Dumnezeu. Și zice, când eram eu, eram un simplu credincios, mă duceam, mă spovedeam, nu puneam problema că duhovnicul meu este păcătos sau infaibil și așa mai departe. Mă duceam, mă spovedeam, nu era nicio problemă. Dar când eu însumi am devenit duhovnic, mi-am pus problema, Doamne, cum să-mi încredințez mie unui păcătos, când mă știu că sunt de păcătos? Să-mi încredințez atâtea suflete. Și atunci am primit un răspuns și de la Părintele Sofronie și a zis, da, Doamne, știți ce se întâmplă cu duhovnicul bun? Duhovnic bun nu este niciunul, sau duhovnici bun suntem toți. Dar marea taină pe care o lucrează Dumnezeu, și Părintele Rafael nu e că accentuează, că de fapt asta e lucrarea lui Dumnezeu. Noi când căutăm duhovnicul bun, vrem să fie infainibil. Nu este, nu găsiți un duhovnic infainibil. Zice, marea taină pe care o lucrează Dumnezeu în duhovnicii este următoarea. Îi mântuiește Dumnezeu pe păcătoși, prin păcătoși. Asta e marea taină. Deci nu căutați duhovnici infainibili. Nu căutați duhovnici, nu veți găsi. Veți găsi duhovnicul pe care îl căutați cu sinceritate, prin rugăciune de la Dumnezeu. Dar să nu-i cere să fie infainibil. Deci, repet, duhovnicul bun îl descoperi prin, dacă ești sincer cu tine însuți, și Dumnezeu ți-l descoperă. Ți-l descoperă, dar nu ca infainibil. Nu ca are, știu eu, nu știu ce brand de duhovnic bun, nu. Ci pur și simplu, când stai de vorbă cu el, constați că există o compatibilitate între tine și el, că poți să discuți cum discută fiul cu părintele, părintele cu fiul. Și mai mult decât atât, cea mai mare problemă este următoarea. Și spune și Părinte Arsenie că, într-un fel, avem duhovnicii care îi merităm. Zice, în taina duhovnicii, duhovnicul îi naște pe fiii duhovnicești și fiii duhovnicești îl nasc pe părintele duhovnic. Deci avem în paterii numeroase exemple în care poate duhovnici bătrâni au avut ucenici care au, prin ascultare, l-au transformat pe părintele lor duhovnic, care era foarte ascult, era respingător. Și avem în paterii un bătrân care niciodată nu i-a adresat fiului duhovnicesc un cuvânt de mânghiere. Și până la urmă, ascultarea, blândețea, dragostea fiului duhovnicesc l-a făcut pe acesta ca aproape de moarte, dar nu înșel, să spună și uitați-vă la el, la fiul duhovnicesc. Ăsta e înger, nu este om. Deci atât de mult a transformat dragostea fiului duhovnicesc, încât el însuși s-a mântuit prin dragostea fiului duhovnicesc. Și atunci Părintele Sofronie, ce îi spune Părintele Rafael? E, vezi? Cum, Părinte? Adică în taina duhovniciei și fiii duhovnicești în nas pe Părintele lor duhovnicesc? Da. Deci, aici, cred că este și o mare ispită, un duhovnic bun. Nu. Duhovnic bun, cum spune Părintele Rafael, este în ciubotele tuturor preoților, și aici este marea armă.
Ne rugăm lui Dumnezeu să ne scoată în cale un duhovnic, un părinte. Dar cred că această atitudine, Doamne, să fie, nu. Nu veți găsi duhovnic infailit. Deci duhovnic bun este cel pe care ți-l dă Dumnezeu și în sinceritatea și în credința ta și în dragostea ta față de duhovnic, duhovnicul tău va fi un duhovnic bun. Asta e răspunsul. Părintele Nicolae, un petec de cer, un pânz de verdeață și un colț de pâine.